timp de 3 zile, de vineri până duminică, pe marginea lacului de acumulare de la Vârsolț, s-au întrecut 34 de pescari din toate zonele țării, printre ei și doi sălăjeni, Adrian Fărcaș și Silviu Cristescu. Acest concurs este faza preliminară a finalei A. Vreau să vă spun că de aici, de la finala B, se vor califica 16 cei mai buni pescari, primii 16, în finala națională A. Și după cum v-am spus, aici, pe lacul nostru, sunt pescari din toate zonele țării. Potrivit Veronica Ispas, delegată din partea Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România la acest concurs, concurenții au avut voie să pescuiască cu un singur băț și un singur cârlig. Cu toate acestea, în prima zi s-a prins 300 de kilograme de pește, iar în ziua a doua 400 de kilograme și în ziua a treia tot 400 de kilograme de pește. Cea mai mare captură a fost o plătică de 1,5 kilograme. Dragii mei pescari sălăjeni, în primele două zile de concurs ale finalei B naționale, pe pista lacului Vârșolț s-a prins foarte bine pește, avem concurenți din toată țara, avem și doi sălăjeni, pe Fărcaș Adrian și pe Cristescu Silviu. Speranța noastră foarte mare este că Adi Fărcaș va merge mai departe, va fi finalist în finala A națională. Cantitățile de pește care s-au prins sunt foarte, foarte mari. Deci ieri, vreau să vă spun, s-au prins în jur de 300 de kilograme de pește de către 34 de pescari, iar azi s-a depășit cantitatea cu 100 de kilograme. Deci azi 400 de kilograme. Ce vreau să vă mai spun este că absolut tot peștele capturat în perioada concursului după cântărire s-a eliberat. Aș vrea ca și dumneavoastră, pescarii sălăjeni, pescarii sportivi din Sălaj, să înțelegeți că peștele sub dimensiune se eliberează și că acea cantitate de 5 kg conform legii este arhisuficientă pentru o familie după o zi de pescuit. Dintre cei 34 de concurenți, 16 s-au calificat pentru finala A. Printre ei se află și conjudețeanul nostru, Adrian Fărcaș. Mă numesc Fărcaș Adrian, sunt concurent din Zalău, particip la finala B pe țară, organizată pe lacul Vârșolț. Astăzi am ocupat un loc 2 pe sector și ieri am ocupat locul 5 și sper să mă calific pe finala A pe țară.